Florin, va pleca Gâlcă până la meciul cu FCSB? Că asta ne interesează acum, nu. Ce arde. Și îți rog aceeași întrebare. Și nici n-ar trebui să plece, după părerea mea. Adică, ok, rezultatele sunt slabe. Eu cred că are legătură și cu faptul că Alice Mitriță, chiar dacă nu trebuie să stai neapărat într-un jucător. Dar, până la urmă, echipa e pe locul 3. Sunt acolo. E o perioadă mai slabă, dar așa se tot schimbe antrenori. Na, nu știu dacă păi e cea mai bună idee. Marcel Pușca și-a făcut Mars, cred că a fost aici. 13 antrenori în ultimii 3 ani și jumătate. Ceva de genul. Ceva la modul. Ceva la modul. Ceea ce în 5, nu prea se întâmpla înainte. Adică dacă venea un antrenor, eu abia așteptam să scap de Mangia, nu m-a mai plecat. Bun, Mangia s-a sezonul întreg. Da, când a zis Mangia. Domnul Cichel, când au zis mai devreme de Mangia, tu ai zis să ai dat un cap. Eu Craioveanu, Mangia, Mangia. Am spus de o grămadă de ori, strict vorbind, ca profesionist, Mangia era extraordinar. Tactic, nu exista o întrebare pe care să o pui să nu știe să-ți răspunde. Răspundea perfect. Problema mea, asta a fost și le-am zis-o și atunci, și uite că domnul Țicleanu cumva confirmă lucrul ăsta, că nu exista nici atunci, el avea putere prea mare, lua toate deciziile, nu puteai să-i spui nimic. I-am spus la un moment dat la un out că de ce nu facem pressing pe outurile lor în jumătatea proprie. Da, da. Că lăsa tot timpul să primească fundașul central. Da, și ăla juca lung. Și ăla schimba, nu că vreau să am tot timpul mingea în față. Și ca și cum a apărut și deranjat de faptul că îi spun ceva. Da, da. Dar nu i-am spus nicio tentă, am pus o întrebare. Alt lucru, am jucat o dată la Șepși și ne punea să stăm pe 6 metri, să stăm cu linia, cu piciorul pe linia de la mijloc. Mm. Și ăsta dădea nițul, îi dădea peste noi. Da, da, da. Și am zis, băi, e mic terenul, nu știu, dă ăsta peste noi. Iar hai să ne retragem 10 metri, da, să avem mingea. Nu, că eu vreau echipa scurtă. Bine pus, nu. Dacă așa vrei tu, gen, era foarte încăpățânat și nu aveai cu cineva, cu un staff, nu știu, un director sportiv, pe cineva cu care să vorbești lucrurile astea, să zici, bă, încearcă să-l convingi un pic de niște chestii, că nu-i vrem rău, dar restul omul profesionist 100% și chiar, ți-am zis, deci, foarte, foarte bun tactic. Tu crezi că se va apela, dacă va pleca Costel Gâlcă, înainte sau după meciul cu FCSB sau la un moment dat la un antrenor străin, iarăși, apropo de filiera antrenorilor străini despre care s-a vorbit și până la urmă, au fost rezultate la Crăva. Și Mangia. Da. Uitară-ți pe bulgarul, dar nu Bergodi, a dus-o cam în timpul ăsta. Știi cum, dar este excepția care confirmă regula. Pete va începe bine, vezi de treabă. Că Pete vine prin luna octombrie spre noiembrie, așa ceva. Pare că toată lumea începe bine, dar nu prea. Da, deci Pete vine, deci e Nagoya anul trecut, după etapa a doua nu mai e. După aia e Reghe, imediat, vreo 4-5 etape, pleacă Reghe acolo. Și acum e acolo. Reghe în hârtie, păi da, dacă nu s-au înțeles cu banii, da. Pleacă Reghe acolo, între timp, Bon Papură, dacă nu greșesc, Bon Papură. Da, o variantă de asta năstrușnică, vezi, să se reîntoarcă Reghe, ca să se închidă și... Mă, până mâine Reghe nu se întâmplă. Nu până mâine, eu vorbesc, știi cum, poate nu se întâmplă astăzi nimic. Hai să mai fac eu o constatare, hai să ne uităm în statistică și s-ar putea eu să nu greșesc și încă să mă mai ajute memoria. Primele meciuri ale interimatelor la Craiova, eu nu știu dacă îl dau... Au fost ok. Nu că au fost mai mult, a fost un 4-0 cu Dinamo, mai mi se pare. Peste tot se întâmplă lucrul adică ăsta. Cu Dragoș Bon pe bancă, cum să spun, au fost niște chestii de astea, un meci, două, deci cum... Pentru că ăștia sunt... Ăștia sunt oameni de acolo, din club, care sunt toată ziua la antrenamente, sunt de 10 ani și vor mai sta încă 20. Nici nu-i văd plecând din club vreodată. Ei cunosc pe acolo și s-ar putea, eu nu știu cum gândește domnul Rotaru, dar s-ar putea ca în virtutea acestei tradiții faste să se gândească, domnule, întotdeauna când am dat drumul la interimate de astea, că a fost timpul scurt, a mers. După aia ei mai au o etapă și abia după aia se întrerupe campionatul ca să poți să faci un fel de Petev de anul trecut, să-l găsești pe Petev cred că pe undeva. Depinde foarte mult. Un alt Petev. Depinde foarte mult și de Gâlcă, dacă într-adevăr sau în ce măsură a pierdut sau nu vestiarul. Că dacă nu mai ei știu. Dacă vestiarul
mă rog, nu e pierdut sau că nu e pierdut. Hai să o relație ok. Poate poți să fii frustrat. Da, așa este. Nu, dar eu, dacă el are vestiarul, eu nu văd de ce ar pleca. Cum te deci simți tu ca antrenor? Eu cred că vestiarul este divizat da. Pentru că și reacția lui Mihai Rotaru este în acest sens. Păi vă spun eu între cine e divizat. Este divizat între jucătorii apropiați de patron, unii mai apropiați decât alții de patron. Da, dar pentru ideea este că, în următor, pentru că tu îl contrazici pe Robert, care Robert nu vreau spune să, și... Nu ține păi nu, Robert asta. Spune și eu îi dau dreptate. Gâlcă a avut cea mai mare păi, susținere din partea lui Rotaru din ultimii nu știu câți ani. Hai să ne ducem puțin în spate și să vedem că apare în spațiu public știrea acum un an și ceva. Dăm voie. Neolitic. Că, bine, hai zi tu. Hai să ne spune-ne de gâlcă. Păi spune-ne de gâlcă. Ce acum? Că văd că și tu și domnul Țicleanu tot încerca să o suciți așa. Domne, patronul e bun, dar să vină cu elicopterul sau să plece. Păi bagă-mă tu bani atunci. Da, mă, zic. Adu tu 7 investitori și bagă bani să vină cu elicopter. Nu tu, bă, în general, așa. Eu am băgat suflet în Craiova 50 de ani. Din ăștia, uite, mi-a albit părul. Păi și cu sufletul deci nu joacă nimeni. Să vorbesc. Cu sufletul nu joacă nimeni, Buzărin, Aline. Atenție, eu Buzărin, Aline. Ăsta, cărunt, bărbos, gras, știrb care sunt, am voie să vorbesc despre fotbalul din Craiova. Tu eu poți să vorbești despre fotbalul ăla, mondial, băi, nu din Craiova. Pe stadionul Aline, liniștește-te eu puțin. Am fost pe stadionul ăla în ziua în care am fost făcut pionier. Pe 3 octombrie 1973. Păi n-am zis eu. Deci ai primit 51 de ani. Atunci am fost prima dată la meciul cu Fiorentina când a dat Neanelu gol cu urechea, cu umărul, cu nu știu ce. Alin, deci ăștia care sunt și vorbesc pe acolo, pe vremea aia măsurau dormitorul cu chibritul. Sau păi nu știu du-te, mă, Aline, și transferă un jucător pentru Craiova pe suflet atunci. Bine, mă, deci n-ai înțeles. Nimeni nu-ți contestă. Băi, Aline, tu poți să vorbești. Legătura și afinitatea și sufletul pentru Craiova, dar pentru Craiova în general, pentru Craiova în general, nu, că nu pentru vorbim de echipa, nu pentru echipa adusă de la Bogoșoaia în 2014 sau 2016. Aici a deschis o altă cutie a Pandorei. Aici eu vorbesc Țicleanu, vorbea de două Craiova. Așa le văd și eu în momentul ăsta. Amândouă în momentul ăsta sunt echipe ale Craiovei, amândouă merg rău, la amândouă trebuie făcut ceva. Se pare că unsorile s-au greșit și de o parte și de cealaltă, scârție din toate încheieturile și scârție pentru că unii oameni și alți oameni sunt vinovați. Să-și asume vinovățiile. Mititelu a zis, eu am greșit, m-am dus în divizia B, eu am greșit, dar chiar dacă am greșit... Acum nu facem aici o paralelă chiar, Mititelu Rotaru, pentru că nu despre asta nu, e vorba. Nu, vorbim despre o echipă... Dar și-a asumat. Păi și ce, Rotaru și-a asumat? Păi și tot ce? În divizia B. Rotaru a zis, eu am zis să bage prima echipă, să bage pe cei mai buni la Buzău. Aline, păi te rog frumos. Aline, te rog frumos, fii puțin atent. Început tu zici să că... spun altceva, dar ne bun, hai spune și... Zi aia de acum un an cu neoliticul și ne întoarce. Cum te simți tu ca antrenor al unei echipe în care în spațiul mediatic apare a doua zi, deci ăsta e doar un exemplu, apare a doua zi știrea: domne, Ivan l-a sunat pe patron la 2:30 noaptea după meciul ăla cu FCSB, să-i spună cât de rău îi pare lui că a ratat penalti. Unu, Vinicius, dacă ratează penalti, nu cred că îl sună pe Florentino sună la 2:00 noaptea. Sună la France Football direct. Sună la France Football să-i dea balonul înapoi. Doi, tu antrenor, ești fileu de tenis în momentul ăla. Trei, nu cred că patronul credea că lui Ivan îi pare bine că a ratat penaltiul. Nu mai avea nevoie de acest telefon de confirmare a părerii de rău. Astea în momentul ăla, care în momentul ăla, în presă. Și devine care nu s-au confirmat niciodată sau exact. Nu s-au infirmat. Devine clar în momentul ăla că, indiferent de antrenor, anumiți jucători s-a arătat pe ierarhice și Aline, lucruri certificate de niște concedii, de niște chestii. Tu ești subiectiv aici, eu te întreb altfel. Posibil. Tu crezi că la Mitelu se întâmplă așa ceva? Nu cred că îl sună jucătorii la două noapte. Aoleu! Aline, din ăștia Aline, care hai să păstrăm echilibru. La două noaptea că ratează penalti și vă spun de ce. Sună Mititelu direct, nu? Nu, și vă spun de ce. Echipa aia joacă atât de prost încât ajunge în care o adver să primească penalti. Să nu o dăm pe glumă. De ce Craiova a ajuns aici?
și mai multe greșeli. Că nu vine patronul cu elicopterul la meci. Nu e vorba de ce? Acum și de tu ce? Băi, băi, Aline, nu e corect. Lasă să vorbim cu deci, omul. De ce Gâlcă, susținut și ajutat cu transferuri, cu liniște, cu tot de Mihai Rotaru, a ajuns aici. Asta probabil este subiectul. Probabil că a simțit el ceva în vestiar. Dovadă, păi, relația cu Mitriță, dovadă... Păi relația cu Mitriță și-a făcut-o el singur, acum 3 luni. Nu trebuie să gestioneze, îmi cer scuze, Cristi, da. Aline, nu trebuie să gestioneze Gâlcă sau antrenorul, nu vorbim de Gâlcă. Bă, cine gestionează vestiarul ăla? Antrenorul principal. Cine, antrenorul, păi și e vina lui Rotaru că se întâmplă ce se întâmplă în vestiar? Probabil, nu știu, dar putea să greșesc. Eu n-am de unde să știu ce simte Gâlcă, dar probabil că el simte că anumiți jucători, în momentul în care intră într-un pui de contradicție cu el, se adresează în altă parte. Păi și asta îl împiedică pe Gâlcă cu ceilalți jucători să pregătească cum trebuie meciurile, să câștige meciurile. Păi nu, dar meciurile. Eu am niște jucători de bază, Mitriță, Ivan, da. Nu știu ce, nu știu cum. Bun. Eu mă bazez pe ăsta. Păi Mitriță a dus echipa asta în cârcă, o duce de un an jumate. Da, e adevărat. Dar uite, când nu e el... Păi și asta tot a lui Gâlcă-i vina? Nu știu. Sau al lui Rotaru? Atunci te întreb și pe tine cum l-am întrebat și pe Giga Craioveanu. Crezi că unii jucători lucrează pe Gâlcă? Nu lucrează, păi atunci... nu lucrează direct, la modul, bă, hai să-l dăm pe Nedu Costel afară. Indirect cum? Dom'le, indirect prin atitudinea lor se vede o, cum să spun, că la capătul liniei profesionale nu se află antrenorul, ci că linia duce mai departe. Aline, care e unitatea de măsură la atitudinea? Că toată lumea vorbește ceva așa generic. Dom'le, am văzut eu atitudinea. Nu. Mă, la comportament, cum e la cu modul atitudine. De a reacționa la anumite... Eu nu sunt la antrenamente, nici voi nu sunteți acolo. Dar păi da, vedem meciurile. Da, s-ar putea, într-un antrenament, unui antrenor, și a fost fotbalist, bă, să nu-i placă comportamentul tău din... Da, frate, cheamă-mă și vorbește cu mine, sau nu mă băga sâmbătă. Bun, poate o dată, poate de două... Păi exclude-l din nou, înseamnă că ești antrenor de paie. Dacă ăla de 7 ori se antrenează și e trompetă, păi, sau n-are atitudine, ori, nu. Sau nu e ce trebuie, nu, de ce nu mai bași mă în teren? Pentru că ce că sună fără tar. Păi, nu e bine că duce firul mai departe. Și nu e bine nici că vine Rotaru și zice: Costel, atenție că eu bag niște bani, trebuie să tratăm serios cupa. Patroane, mi-o asum. Da. Mi-o asum, păi, patroane. Asta e cea mai mare greșeală. Asta e cea mai mare greșeală lui Costel Gâlcă. Adică a făcut asta, nu că a făcut ce a făcut, ci că n-a câștigat meciul. Fătește Mihai Rotaru. Florin, te-am întrerupt. Vrea să spui ceva înainte de... Nu vreau să zic de chestia asta cu asumatul. Na. Cu asumatul lui Gâlcă. Ce înseamnă asumat până la urmă? Și ăsta e un termen care trebuie... Cred eu că înseamnă... Tradus. Înseamnă merg cu echipa asta, da? Am pierdut, am un meci cu FCSB pe care vreau să-l câștig și eu mi-asum că... Că ce? Că mă calific mai departe în cupă. Eu așa o traduc. Și dacă nu, păi, mă calific mai niște departe, socotel, că plec, pe Fanatic l-am văzut aseară, încă, imediat atunci la cald. Că ei sunt aproape împușcați în cupă. Sunt aproape împușcați. Păi când pentru ai 0 că puncte, mai e Petrolul mai care, și a bătut la FCSB care a bătut 4-0 și Petrolul care a bătut 3-0, șansele sunt mici. Nu sunt încă eliminați. Șansa lor cu FCSB e să schimbe. Păi mi se pare că ei nu joacă meci cu FCSB, Craiova, în cupă. Da, 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 la București, pe arena. Mai târziu, mai peste o lună. Mai târziu. Următoarea etapă. Următorul e Petrolul, nu? Deci ultima etapă, ultima. Ei mai joacă cu Petrolul și cu FCSB. La Petrolul și la FCSB. Și la FCSB. Da. În mod normal, ca să ieși dintr-o grupă de asta 2 din 6, mi se pare, cred că-ți cam trebuie vreo 6 puncte. Păi îți trebuie 6 puncte. Da, de exemplu, Rapidul anul trecut cu CFR, cred că a rămas cu 5, dacă nu greșesc. Nu, a făcut pe al 6-lea. E posibil... Deci e cu 5 minute. Există și posibilitatea și trebuia asta. Să bată CFR-ul să facă 7 sau în cazul unor rezultate. Da, primul meci nu mai știu cu cine. Tot la Botoșani. Tot la Botoșani. 3-1 a câștigat. 0-0 pe Ghencea. Și avea 4. Da, și trebuia să facă 5 sau 7. 5 sau 7. Cu 5 puncte trebuia să te ajute rezultatele, cu 7 te duceai. Și a făcut meci egal cu CFR-ul pe Giurești și s-a dus CFR-ul mai departe. Exact. Ideea este că... Ei, vă bătea Corvin la Hunedoara ca pe CFR. De ce să vă mai chinui? Sunt mai buni sfătuitorii la combinat decât la palat. Da. Dacă Craiova va face 6 puncte în cupă, există șansa să meargă mai departe, pentru că va avea rezultatul direct cu FCSB.
este mai puțin mai complicat. Da, 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 de calificare, da, pentru că nu joacă fiecare cu fiecare. Dar stai un pic, că FCSB-ul până atunci mare, da, bate la Borcea FCSB-ul, face 6 și are rezultat direct, nu mai contează gol averajul. La Borcea bănuiesc că bate tot cu 4-0. Adică se poate ajunge la varianta ca și FCSB să aibă 6 puncte și Creva să aibă 6 puncte. Astea sunt discuții după ce tu ai pierdut la Metalul Buzău. Uite, are dreptate Cristescu. Eu m-am uitat de pre-minutul 20 la meci. Deci așa mi s-a întâmplat mie, deci că n-ai treabă să vorbești de meciul ăsta. Da. De istorie. Nu, eu vorbesc doar de primele 20 de minute. Craiova a zburdat. M-au sărit. A zburdat, da. După aia am văzut faza lui Ndong. Bun, nu, eu mă uit, dau drumul așa și zic, bă, hai că Craiova e păi. După aia mi-am dat seama că Craiova e în alb. Am crezut că e în albastru. Prima dată, așa, prima imagine, nu știu ce, zic, a, albastru, da, gata. Am crezut că ea sunt în Albuzău, nu? Da, acolo va fi, noi calculăm matematic acum și ca variante. Există posibilitatea ca și Petrolul să aibă 6 puncte, păi care are deja 3 și în acel moment când va fi clasament în 3 nu vor mai conta rezultatele directe, ci doar golaverajul global. Doar golaverajul care în acest moment păi e foarte bine pentru FCSB și Petrolul. Da. 4+4+3, adică sunt super ok. Doar dacă FCSB-ul și Craiova ar fi amândouă la 6 puncte. Atunci doar ele și atunci primează un eventual rezultat direct. Da? Departajarea se va face prin meciul direct. Petrolul care are meci cu Craiova și la Dinamo. Astea sunt cele două meciuri care mai are Petrolul în această grupă de Cupa. Deci anul trecut, Craiova are posibilitatea de a juca. Discuția a fost la fel. Are posibilitatea de a intra într-o semifinală de cupă acasă cu Ucluj, deci are meci în sferturi de finală cu Oțelul, o singură manșă, la Craiova. Iar venea meci miercuri, joi, nu știu când, iar duminică era ceva meci important, nu mai știu cu cine, are posibilitatea de a juca acest meci cu Oțelul, de a-l câștiga în sferturi, de a avea în semifinală pe Ucluj tot acasă, tot la Craiova și de a se duce în finala cupei pe felia cealaltă venea Corvinu. Pe jumătatea cealaltă de tablou venea Corvinu. Menajează, cred că încă era Petev, de acolo i s-a și tras. Menajează mulți în meciul cu Galațiu, câștigă Galațiu minutul 117 sau nu știu cât și se duce mai departe. Și după aia pierde și meciul de duminică. Cred că tot cu FCSB. Alinez, garantează cineva că dacă nu menajezi cu oia care nu-ți garantează nimeni. Nu-ți garantează nimeni. Și atunci... Numai, eu vorba lui Craioveanu, care era pe telefon cu noi. Cicâldău a fost în teren aseară. Nu poți să spui dar e acel Cicâldău care n-a mai jucat de mult. Aline joacă cu Metalul Buzău, care e acum 3 luni promovat din Liga 3. Sunt locul 11 în divizia B. Despre ce vorbim? S-au mai pierdut. Uite, cupa asta ne-a arătat multe meciuri pierdute. Că noi vorbim de o oră jumătate, numai de unul. S-a făcut calcule. Echipele din ligile inferioare B și Liga 2, Liga 3 au făcut mai multe puncte decât echipele în prima ligă. Auzi, dar stau Cicșele de a întoarce pe Oțelul, Alba bate Alba pe Sepsi, Fece Argeș face 2-2 egal cu CFR, ieri cu Metalul CFR. Buzău, da. Bun, mă, ăia de la Buzău, cu cine o juca sâmbătă sau duminică? Ori fi băgat prima echipă sau ori fi menajat și ei ca cu Metalul Globus sau cu cine ori avea meci cu Dumbrăvița? Știi tu cum vorbești tu de Metalul Buzău? Ca și cum ne ducem și la Sănătatea Cluj, care păi face egal cu... Da, poftim, uite, Sănătatea Cluj, Liga 3. Și abia egalează farul la problema este ce ne arde pe noi și bineînțeles e interes maxim că mulți dintre granzi au început Cupa României cu frâna trasă. Și că unde, s-a băgat echipa a doua s-a cam ales praf. Doamne ajută, corect. Doamne ajută el. Da. Deși au fost atenționați și au văzut ce înseamnă să câștigi Cupa României, să mergi în Europa League, să ai și backup-ul de Conference League în caz că pierzi un tur, cum a fost Corvinu, și să ai cupă de jucat, finala de cupă, finala de supercupă, 4 meciuri în Europa, adică despre ce rețetă vorbim. Deci semnalul la ei la Rapid a fost pozitiv, referitor la cupă, încă din momentul în care a apărut știrea că avion, că deplasare, că nu știu ce, că... Nu, eu nu sunt de acord. A mai fost știre cu avion și cu charter și... Uitați-vă în campionat. Punct. Deci, da, echipele de... A contat ce a arătat vorbesc de cupă. Teren, da. Echipele de prima ligă, acelea care și-au menajat mare parte dintre titulare, au avut probleme mari. Uitați-vă la discursul lui Dioseghi.
Ce spune? Îi face... Eu am crezut că vorbește altcineva, nu domnul Dioseghi. Pe cuvânt, când am citit declarații, le-am zis dobe altcineva. Păi da, nu-i normal, bă, Alina, adică... un lot de 20 și ceva de jucători, păi da, nu trebuie să-i joace toți. Uite că ăia nu sunt, ăia nu sunt. Bă, păi de ce-i plătești păi atunci? Aia, eu nu sunt de acord cu schimbările astea de... Deci stai un pic, au mai fost vreo 3-4 titulari. Au mai fost vreo 3-4 titulari. Eu vă schimb 3-4 jucători. Deci eu văd în general că ne uităm în Europa. Uitați-vă la meciurile de cupe. Tot timpul rămân 4-5 titulari la echipă. Nu se schimbă 8. Da. Și, într-adevăr, dacă rezultatul e bun sau chiar dacă nu e bun, cei care sunt, să zic, titulari de bază, sunt schimbați în repriza a doua. Acum e și 5 schimbări, da. Adică noi facem altfel. Noi lăsăm pe bancă și băgăm dacă e cazul. Da. Nu, tată, îi bagi, ai zăcut 2-3-0 și îi scoți. Ei au cultura de a juca din 3-3 zile. Noi avem oboseala de a juca din 3-3 zile. Da, noi nici Tottenham cu City n-au fost chiar primele garnituri, dar au semănat. Și la echipe de club. Îți menajează 4-5, mai bagă normal. Stai, uite și rapidul, joacă Rareș Pop, care n-a jucat în campionat. Uite, o întrebare pentru tine, Florin, când spune, îmi scrie Vlad. Cum juca Southampton în Cupa Ligii și Cupa Angliei, față de campionat, față de Premier League? În principiu tot așa. Adică erau... Tot se schimba 8-9 jucători, 4-5, nu? Erau 4-5 care rămâneau mereu și... Atunci mai intram și la eu Cluj, mai intram și eu. Intrai în Cupa Ligii, ca Drăgușin. Ca Drăgușin acum la Tottenham. La ce feren nu joacă Deac? Păi da. Cupă? Toată lumea ar fi zis, bă, ce caută Deac în teren la FC Argeș când ei în seara asta au meci la Buzău și are 39 de ani. Dacă nu juca Deac în cupă, n-avea ocazia să-și boată joc de banderul la CFR-ului. Era banderul ăla la altcineva. Era la altcineva și nu există ceva. N-ai cum. Poate să spună Ciprian ce vrea la interviul după aia. Acolo este un gest care n-ai voie să-l faci tu care ești o statuie acolo. La experiența și vârsta lui nu trebuia tu să facă. Tu și Camora sunteți în ultimii 15 legende, ani legende ale clubului. N-ai voie să... Dar ei la tot trebuie să scape. Nici din greșeli. Sau dacă ți-a scăpat, tu te-ai... Am luat-o imediat, îmi cer scuze. Adică sunt tot felul de justificări de astea la care nu mai spunem de mult că ni se jignește inteligența, dar zâmbim așa îngăduitor. Bine, la noi să mai adică dacă am ajuns să avem jucători cu ruptură care nu-și dau seama că sunt accidentați. Da, bun, da. Acolo deja se mulțește. Hai să-l mai atâți pe Robert un pic. Și la aia cu guma de pe lucrare, iar zâmbim ușor. Depinde de lucrare. Depinde dacă e de porțelan sau de acril sau de ce Dumnezeu. Zirconiu. Da. Deci da. Și la aia zâmbim. Corect. Zâmbim și la atunci când Pancu ne spune, domnule, am crezut că a murit. Da. Uite, nu, să știi că... Uite că n-a murit. Nu, dar la felul cum s-a văzut, de care... La tineret, da, când intră Pancu și este eliminat. Da. Bă, cade urât de tot și la un moment dat e inert, adică poți să te gândești la orice. Când a fost, nu s-a marțat aici, când s-a dat decizia. Când s-a dat decizia, da. Două etape. Spunea ce a spus, eu am rămas șocat, atunci am auzit prima oară. Ce a spus arbitrului? Ne-ați omorât jucătorul. Deci a fost o reacție de aia organică, pe care o ai de teamă, de nebuneală. Deci vezi, iar după aia s-a pornit, așa cum s-a pornit și la Dorină, la chestia aia, și cum s-a mai pornit și la Hagi, când s-a certat cu unul din spatele lui. Da, știi cum și e, la e Pancu, ca un, a pornit valul estesilor care așa, se... da. Că nume că trebuie dat afară, ca compromis. Uite, are două etape, o să fie pe bancă, vorba lui, să fie vorba lui, treilea, să fie e ca la nuntă, în care acum ce facem? Mirele s-a îmbătat puțin, îl schimbăm, aducem Almira. A avut o declarație de...